Bună ziua! Milionarul Adrian Marțian, tatăl celor trei copii căutați timp de 4 zile, a fost eliberat. Cum a motivat judecătoria Deva decizia, știe colega mea Alexandra Cosman. Bun găsit, Alexandra! Te ascultăm! Bună, Cosmin, bun găsit tuturor. Imediat ce a expirat propunerea de reținere, Adrian Marțian a fost lăsat în libertate. Judecătoria Deva a respins propunerea de arestare preventivă, însă decizia poate fi contestată. Adrian Marțian este bănuit că ar fi știut unde se aflau copiii și că ar fi fost implicat în plecarea lor în Serbia. Asta deși chiar el a fost cel care a anunțat dispariția acestora. Omul de afaceri a fost găsit în Serbia joi împreună cu cei trei copii și a fost adus în țară. Procurorii l-au acuzat că ar fi contribuit la trecerea ilegală a frontierei a minorilor de care oricum nu avea voie să se apropie. Asta în timp ce mama celor trei copii susține că Adrian Marțian ar fi înscenat de fapt răpirea celor trei copii. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați astăzi la urne pentru un dublu scrutin, alegerile prezidențiale și referendumul pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. 11 candidați s-au înscris în cursa pentru cea mai importantă funcție în stat. Cum decurge votul, ne spune Iulia Sarivan de la Jurnal TV din Republica Moldova. Bun găsit de la Chișinău. Este o zi deosebit de importantă pentru Republica Moldova, pentru că astăzi se desfășoară nu doar alegerile prezidențiale, dar și referendumul constituțional. Este un moment istoric, aș spune, pentru că în funcție de rezultatele acestui referendum va fi și viitorul Republicii Moldova. Practic, cetățenii vor răspunde astăzi cu da sau nu la întrebarea dacă susțin modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Revenind la subiectul alegerilor prezidențiale, sunt înregistrați în cursă 11 candidați. În jurul orei 9 și-a exercitat dreptul la vot candidatul desemnat de Partidul Socialiștilor și fostul procuror general, de altfel, Alexandru Stoianoglo. Acesta a luat un singur buletin de vot, cel pentru prezidențiale. Stoianoglo nu a votat pentru referendumul constituțional, iar după ce a votat, acesta a declarat în fața presei că boicotează acest referendum. Precum ziceam, în cursă sunt 11 candidați, printre care și actualul șef al statului, președintele Maia Sandu, care își dorește încă un mandat de președinte. Potrivit ultimelor sondaje, aceasta ar acumula, după scrutinul de astăzi, în jur de 34-35% din voturi, fiind urmată fie de Alexandru Stoianoglo, fie de un alt candidat. Este vorba despre fostul primar de Bălți și candidat din partea partidului nostru, Renato Usatăi. Până la această oră și-au exercitat dreptul la vot toți cei 11 candidați. Anul acesta au fost deschise cu aproape 100 de secții de votare, mai multe decât pentru alegerile prezidențiale din 2020. Peste 2200 de secții. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, 234 de secții de votare au fost deschise peste hotare, dintre care cele mai multe în Italia 60, Germania 26 și Franța 20. În România sunt 16 secții, 3 la București. Secțiile de votare se vor închide la ora 21. Specialitățile din carne de pui au fost vedete la târgul organizat în curtea Ministerului Agriculturii. Marii producători din țară au adus în fața vizitatorilor produse 100% românești. Ouăle free range de la găini crescute liber cu un conținut bogat de aminoacizi au fost printre surprizele prezentate. De la târgul de carne și ouă nu s-a plecat cu mâna goală. Bucureștenii au venit să-și ia produsele direct de la marii producători. Pipote și inimi de pui, cel puțin puiul e de la noi din țară, restul porcul ce mai... Surpriza târgului a fost, de departe, oul free range, o inovație unică în Europa. Ouă free range, îmbogățite cu omega-3, selenium și vitamina D. Un produs care, până la urmă, este considerat produsul minune, este principalul aliment de bază din alimentația omului. Un ou cu astfel de vitamine obținut de la găini crescute liber se vinde la raft cu un leu. Producția lui este atent observată. Păsările sunt hrănite cu un furaj special îmbogățit cu omega-3, cu selenium și cu vitamina D, adică exact complexul ideal de care are nevoie organismul pentru protecția
imunității, a inimii, pentru sănătate. Tot mai mulți oameni se uită la etichete atunci când cumpără produsele, fie că vorbim de ouă sau carnea de pasăre. Am o mare putere de selecție, deci sunt atentă la ce cumpăr. Să scrie crescute la sol, nu crescute în... Ce fel de ouă? Sigur că da. În general, ouă bio. Datele arată că producția de carne de pasăre a României s-a majorat în iulie cu peste 9% față de aceeași lună a anului trecut. Carnea de pui e din ce în ce mai cerută. Prețurile le dictează cererea și oferta. Târgul de ouă și carne de pasăre de la Ministerul Agriculturii va fi deschis și mâine. Călătorii care zboară des cu avionul ar putea plăti o taxă consistentă. Este vorba de 100 de euro pentru fiecare zbor, iar scopul unei astfel de măsuri este reducerea poluării. Însă atât reprezentanții din domeniu cât și pasagerii spun că taxa este una exagerată. Fiecare pasager care zboară mai mult de o dată pe an ar putea fi taxat cu 100 de euro. Măsura apare într-un raport al unui grup de experți britanici care arată că astfel s-ar reduce considerabil poluarea. Practic, cei mai afectați ar fi călătorii frecvenți. Devenim aberanți. Trăim într-o lume în care zborul este o necesitate. Mi se pare strigător la cer. Avioanele ajung în cer. Dar și noi putem să spunem că deja suntem abuzați la maxim. În plus, se recomandă o taxare progresivă, adică aceasta s-ar aplica de la a doua călătorie și ar crește cu fiecare cursă. Astfel, dacă a doua cursă ar fi taxată cu 100 de euro, a treia cu 200 de euro, a patra cu 300 și tot așa în funcție de numărul zborurilor. Mi se pare totuși prea mult. Mi se pare o taxă să fie aceeași taxă în permanență și nu progresiv în funcție de câte mile faci pe an. Nu. O să ajungem în direcția în care o să ni se dea un număr de mile pe an pe care doar alea le putem utiliza. În spatele raportului stau și sondaje care arată că pasagerii cu venituri ridicate sunt și cei care zboară mai des. Concret, doar 11% dintre vest-europeni zboară mai mult de 3 ori pe an. Eu nu locuiesc în România, locuiesc în UK cu familia. Nu este o problemă pentru noi. Problema o să persiste, iar costurile vor fi din ce în ce mai mari. Adică nu o să mai fie un avion care pleacă plin, nu o să plece jumate, dar tot pleacă. Reprezentanții din domeniu spun că implementarea unei astfel de măsuri nu ar aduce beneficii. Este clar că dacă adaugi o taxă de 100 de euro per bilet de avion, vor scădea dramatic călătoriile cu acest mijloc de transport, adică cu avionul. Tocmai de aceea noi nu considerăm că este o măsură benefică și care să încurajeze într-un fel atât transportul aerian, cât și partea de mediu. Aceștia propun alte soluții pentru rezolvarea problemei. Mă refer la aeronave care sunt capabile să polueze mai puțin, care emit mai puține noxe și care, bineînțeles, au un impact redus asupra mediului. Cele mai recente date arată că aviația reprezintă aproximativ 4% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană. Pentru că tot vorbim despre mijloace de transport, aflați că întârzierile de pomină ale trenurilor de la noi sunt gata să fie trecute noul mers al trenurilor. De la anul vor fi călătorii pe căile ferate mai lungi, pentru că la duratele actuale se vor adăuga și minutele sau orele de întârziere de acum. Și chiar dacă majoritatea șinelor sunt vechi de decenii, guvernul vrea să cumpere trenuri noi. Cumpărăm 58 de trenuri electrice noi, o investiție de 3,3 miliarde de lei din bani europeni, 13 municipii, reședință de județ, vor fi interconectate prin această investiție. Este anunțul făcut de premierul Marcel Ciolacu de la masa guvernului. Modernele garnituri vor trebui însă să înfrunte realitatea de pe căile ferate române. Degeaba cumpărăm trenuri noi, de ultima generație, dacă le băgăm pe niște linii cu hârtoape. CFR Infrastructura a promis că va repara 100 de kilometri, dar în 2023 nu a reușit să modernizeze și să recepționeze nici măcar un centimetru de cale rulantă. Nu se mai repară nimic, nu se mai face. Ia uitați-vă pe șine. Filmați șilele, uitați-le. Sunt ondulate. Asta obligă și operatorii, fie privați, fie de stat, să reducă treptat viteza trenurilor, de aici și întârzierile de pomină. Deși reprezentanții CFR Infrastructură ne-au transmis că următorul mers al trenurilor este încă în lucru,
Potrivit jurnaliștilor de la Club Feroviar, călătoriile vor apărea mai lungi decât cele actuale, pentru că se vor adăuga și minutele de întârziere. De exemplu, un drum de la București la Craiova, Arad sau Timișoara ar urma să dureze mai mult cu o oră. Ba chiar pe majoritatea rutelor apar durate în plus, cu cel puțin câteva minute. Și bine, deci înseamnă că nu mai plecăm de acasă. E drept, pe unele tronsoane, durata mărită e cauzată și de lucrările în desfășurare. Până nu se vor încheia aceste lucrări, trenurile oricum întârziau, așa că au inclus întârzierile în mersul trenurilor, ca să zic așa. Cealaltă cauză este legată de eterna subfinanțare a sectorului feroviar, adică nu se fac lucrările anuale de întreținere și reparații care ar fi necesare. La minutele adăugate, noul mers al trenurilor se vor aduna inevitabil și întârzierile. Numai în 2022, trenurile din România au întârziat cumulat peste 4 milioane de minute, adică mai bine de 8 ani. Scrima se numără printre sporturile cu tradiție de la noi din țară care contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. Micuții care practică arta de a mânui spada dobândesc abilități ca viteză, vigilență, disciplină și multă încredere în sine. Foarte bine, rămâi în fandare și corectează fandarea. Stop! Atenție, coordonare, viteză și vigilență. Sunt câteva dintre cuvintele care descriu cel mai bine scrima. Sportul se adresează atât fetelor cât și băieților și poate fi practicat de la vârste fragede. Atacul din dreapta, contraatac din stânga, 2-1, Matei. Gata? Porniți! Costumul meu este format din o subțirică, o bluză uscat și lameu. Sora mea s-a dus prima dată și am fost cu ea la câteva antrenamente și mi-a plăcut. Și am început să fac și eu. Fac scrima de performanță de 6 ani. Este un sport al minții, mai bine spus, și cum e la orice joc, jocul așteaptă greșeala. Cred că și fetele pot să practice sporturile de băieți și sabia care chiar îmi place. Mi-au plăcut colegii, mi s-a părut amuzant. Să mă lupt, ca în filme. Iar micii scrimeri au idealuri mari pentru viitor. Modelul meu este David Popovici și Ana Maria Brânză. Cel mai mare vis al meu este să ajung la campionatele mondiale. Arta de a mânui spada necesită o doză mare de atenție, iar întreg organismul sportivului este solicitat pe parcursul antrenamentelor. Dezvoltă întâi și întâi un sistem de reguli și de disciplină. Este un sport foarte tehnic, cu trebuie să înveți foarte multă tehnică, fiecare acțiune are o contracțiune. Potrivit psihologilor, practicarea scrimei aduce numeroase beneficii în dezvoltarea armonioasă a copiilor. Mai ajută foarte mult copiii cu ADHD, copiii care sunt într-o continuă agitație și copiii care sunt neatenți. Manifestă neatenție pentru că ei trebuie să fie atent la mișcarea adversarului. Ajută copiii timizi pentru că sunt sub mască și nu sunt văzuți în timpul competiției, iar până când formează abilități, masca îi protejează și se simt în siguranță. Conform unui studiu, scrima se numără printre sporturile cu cele mai puține accidentări. Elevii de gimnaziu din mai multe școli din Ilfov studiază o nouă materie, ora cu și pentru animale. Cei mici au astfel ocazia să interacționeze cu diverse necuvântătoare și să învețe ce înseamnă responsabilitatea și iubirea față de animăluțe. Uitați câtă treabă facem, vezi? Și așa stăți liniștită, nici nu s-a speriat, da? Găinușa Berta a fost adusă în această sală de clasă a unei școli din comuna Berceni pentru ca cei mici să învețe despre drepturile pe care le au necuvântătoarele, dar și cum trebuie ele îngrijite. Ești pregătit? Da. Ce trebuie să țină? Aripile. Aripile și burtica, da? Da. Bun, suntem pregătiți? E cu minte. Așa. Ea e cu minte, dar se speria că și tu te-ai speriat. Ia uite. Cum ți se pare? Frumos. Ce ai învățat de sub Berta astăzi? Ce-i place Bertei să mănânce? Salată. Porumb. Noua materie pe care micuții o studiază îmbină atât teoria cât și practica. Atenta a fost și pisicuța care n-are niciun nume. Voi astăzi v-a trebuit să scrieți un bilețel cum vreți să o chemi. Să știți că este și pentru adopție, pentru că în cadrul acestei materii opționale, ora cu și pentru animale, promovăm foarte mult și adopția. Mi se pare o oră foarte educativă și care ne învață foarte multe lucruri și o oră amuzantă în același timp. Ora asta mi s-a părut foarte interesantă. Ce trebuie să mă facem în
să le ajutăm să nu le lăsăm pe stradă. Dacă vrem să le adoptăm, mergem la un centru de adopție. Ora cu și pentru animale este opționalul inedit, unde elevii învață chiar în sala de curs cum să le ofere afecțiune și respect animalelor. Disciplina este predată timp de o oră pe săptămână și este inclusă în catalogul claselor a 5-a și a 6-a în școlile care au ales acest opțional. Am discutat despre modul în care ei sunt utili în viața noastră și în care noi putem să-i tratăm cu respect și cum am putea să îmbunătățim condițiile în care ei trăiesc. Acest opțional a venit în ajutorul elevilor, pentru că îi apropie foarte mult de animale și cred că o să fie un real succes. Pe mine m-au surprins cu tot felul de întrebări, dar și cu proiectele lor. Momentan, ora cu și pentru animale este predată doar în anumite școli gimnaziale din județul Ilfov. Dacă proiectul educativ se bucură de succes, acesta ar putea fi adoptat în viitor și în alte instituții de învățământ de la noi din țară. Sub podeaua unui hotel istoric din București, un seif vechi și misterios a fost transformat într-un bar de lux. Oaspeții care vin aici se pot bucura de o experiență rafinată cu băuturi care de care mai sofisticate. Haideți să vă prezint și cocktail barul nostru din seif. În inima centrului vechi din București, în fostul sediu al unei bănci, întâlnim un hotel de lux unde trecutul și prezentul se întâlnesc. În locul în care cândva se afla seiful băncii, acum se regăsește un cocktail bar spectaculos. Această clădire a luat naștere în anul 1848. Ea a fost restructurată și reabilitată. Deci s-au păstrat foarte multe lucruri de valoare, aș putea spune, din care datează exact din acel an. Sunt în continuare cutiile de valori autentice ale fostului seif al băncii. Oaspeții care vin aici pot admira designul unic al localului, în timp ce încearcă băuturi fine pregătite de barman experimentați. Oaspeții noștri pot beneficia de cocktailuri de calitate. Este deschis de luni până sâmbătă, de la orele 18, iar în zilele de vineri, sâmbătă, este deschis până la ora 3. Iar surprizele nu se opresc aici, căci mai există o altă încăpere în care fostele cutii de valori servesc drept elemente de decor. Cea de-a doua încăpere a seifului, unde oaspeții mai mult optează pentru socializare și este un loc unde se pot relaxa. E și pentru un grup cu prietenii, dar își pot face și prieteni noi. Aici oaspeții noștri ne lasă și câteva surprize, mesaje frumoase și uneori chiar și ceva tips. Chiar aici avem un exemplu de mesaj, de încurajare, de admirație pentru tot ceea ce face și suntem. Turiști din întreaga lume vizitează barul inedit în căutarea unei experiențe memorabile. S-a părut interesantă locația, n-am mai văzut un astfel de bar și am zis să vedem cum e. Venim din Napoli. Da, și am ales acest hotel pentru că este frumos și are foarte multe recenzii bune. Trebuie să căutăm întâi în cutiuțele astea, dar poate că mai găsim ceva. Transformarea fostei bănci într-o locație turistică a presupus o investiție de 42 de milioane de euro, iar lucrările au durat 3 ani. Aici se termină știrile prânzului. Sunt Cosmin Cernat. Vă mulțumesc. La revedere! Astăzi vremea va fi frumoasă, dar dimineață temperaturile au fost cam scăzute, când au fost și condiții de ceață. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile se vor încadra între 9 și 18 grade. Să vedem cum va fi vremea în fiecare regiune în parte. În Muntenia avem parte de vreme frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, vântul va adia slab și se vor înregistra 14 grade în Târgoviște, la fel și în Călăraș. Atmosferă liniștită va fi și în Transilvania. Termometrele vor indica 14
14 grade în Sibiu, tot 14 și în Cluj. În Moldova, cerul va fi mai mult senin, doar spre seară își vor face apariția norii. Vântul va sufla slab spre moderat. Valorile termice ating 14 grade în Focșani și 12 în Botoșani. În vestul țării, vremea va fi frumoasă, normal pentru luna octombrie. Se vor înregistra 18 grade în Reșița, tot 18 și în Timișoara. Frumos va fi și în Oltenia. Dimineața se va forma ceață, însă pe parcursul zilei vremea se va încălzi. Mercurul urcă până la 16 grade în Târgu Jiu și 16 și în Drobeta. În Dobrogea, cerul va fi variabil în toată regiunea. Vântul va sufla moderat, sunt posibile înnorări trecătoare. Se vor înregistra valori de 14 grade în Mangalia, 12 în Tulcea. În capitală, vremea se încălzește ușor. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima nu va depăși 15 grade. La noapte, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat. Minima scade la 3 grade. Mâine, vremea se mai încălzește în București. Cerul va fi înnorat dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima nu va depăși 17 grade. La munte, vremea va fi frumoasă, dar rece dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Vor fi condiții de ceață, însă valorile termice vor crește ușor. Vor fi 12 grade la Sinaia și 13 la Păltiniș.